echipul tău și de la Asta am început filmarea. Salutare tuturor, mai ajungem un episod de Sam, fraților. Nimic, n-a auzit nimic înainte, ok? N-a auzit nimic, am zis. Da, bine, maxim am un episod de Sam, băieții mei grei. da, am ce să spun de mai des pentru că știți că eu când nu mai joc mult samp, am așa o poftă de aia de așa că da. O să Filmez mai mult Samp, adică spre avantajul vostru, de ce am doar 80 de... Ah. Pardon. Ce n fac? Uh, de ce am... De ce mi așa de greu? De ce mi așa de logui jocul? Wait, what? Dacă far start streaming... Um, de ce mi-e așa de logui jocul? Eh, hai mi fucking care, e Windows 10 for fuck's sake, adică Windows 10 nu-i făcut pentru Samp, e făcut pentru jocuri mai noi, dar mi-am băgat Windows 10 pentru că aveam probleme cu Windows 7 și nu o să mai bag niciodată Windows 7, chiar dacă, bine, cel mai probabil o să-mi fac încă o partiție de 500 de giga la hard disk și o să-mi bag acolo Windows 7 și o să și o să zic să zic, zic, o să cunosc filmele să am intru pe Windows 7, știi că poți să ai două Windows-uri, mă rog. Și mai probabil așa o să fac pentru că da. Nu știu de ce, dar o să fac chestia asta, pentru că e nasol, pentru că merge lag pe Windows 10 și merge stup, stupid și nasol. Adică CSGO merge mult mai bine și GTA 5 și alea, da. Sampu nu merge bine, așa că o să bag și Windows 7, adică să am două Windows-uri. O să facem niște pizza boina acest... și uite, se blochează, vedeți? Asta, lasă, zic, se blochează. Iese mouse din joc. Uh, când te bucuri cel mai mult de joc. Deci nu e nu -i ok. O să, o să, fac, ok? Știți că și... Mulți jucători de SAM care folosesc Windows 10 sau Plus, mai, că nu o să-mi bag Windows 7, vechitura aia de Windows, adică să, nu fie, să fie Windows-ul meu main. Să am iară 100 de FPS-uri pe live în CSGO, sau 90, sunt mi frameze nasol. sol. Pentru că azi, când a, de când am folosit Windows 10, pe live-uri am constat 300 de VBS-uri în CSGO. Așa, cu Windows 7 aveam 90 de VBS-uri pe live cu ce se știi? Și de căcat. nu e nu bine, nu-mi place mie. Nu, I don't like that. Așa că da. Dragostea rintei, nu mă, nu mă ei. Bă, îmi place melodia nu, nu mă criticați, vă rog, dar știu că e aproape mai veche decât mine, dar vă rog, e frumos, e ok melodia. Melodia e din 2005 sau ceva de genul. Mă rog, mai are ceva să mă ajungă, dar e ok. Nu pot să zic ana. De unde pot face rubies? Da, mă rog. Da, și vedeți și voi acum nu mai bine live cam câți bani câștig eu pe tur. Ah, by the way, trebuie să muncim pentru că în episodul trecut mi-am cumpărat mașină și mai am încă un milion în bancă și 100 de mii în mână. Deci trebuie să muncim din greu. Da, vei primi un e-mail în joc. A, ah, da, chiar e-mails. E Miles. N-am niciun e-mail, ok. Mi-a zis un tip că-mi face post pentru că i-am zis nub, dar... Adică e și al genul, nab. Nab. Dar... Nu se sancționează chestia asta, dar nu mi-a zis că face post, dar după aia și-o fi dat... Mă rog, ia să e quests. Um, 13 fiși, de e 10... Aaa... Ah. Drive, uite-o, sperou. Aaa... Ah. Bă, nu-mi prea place ce câștigi după alea 100 de ouă. Ar trebui să pună și 10 kk, pentru că până la urmă sunt 100 de ouă, stai o oră, două. Într-o oră, două de pizza, boi, eu fac banii aia 1 milion 500, credem într-o într oră, două de pizza, boi. Eu fac un milion lejer, 1.500, 500, deci nu merită. Și plus că chestia asta e și pe avantaj, pentru că faci și skill la un job până la urmă, știi? De acolo doar te plimbi și un slot pentru vehicule 15 rob și alea nu mi se par, nu știu ce, pentru 100 de fucking o 100 de ouă, man! 100 de ouă și culorile haide la fel, nu mă interesează de culorile Hayden, pentru că eu iau o mașină ca să merg cu ea, nu să arate frumos, nu? Adică să arate mai lucios, să arate mai, nu știu cum, eu iau o mașină să merg cu ea în pui, adică pe mine mă interesează să intru într-o facțiune, să fac raport, să alea, să fiu ca lumea, să am ce să filmez pentru voi, nu mă interesează să am cea mai șmecheră mașină de pe server cu Hayden, cu alea, nu mă interesează chiar pur și simplu mă doare în cur. E chestia asta, știi? că bine, nu i bine să doar în curda. Zic așa că e de... Nu doară la 5 metri de cur, așa că da. Nu -mi trebuie mie, nu știu ce culoare. Aiden, ca să stau două ore și să... Nu știu ce, și m-a spus, mă rog. Hai, ah, da. Aoleu, nu te băga. Ah, Mersi. Mersi, ești un scump. Da, am certat cu mulți. am certat, dar... Păcat că nu pot să mă uit la, la chat logo meu, că v-aș fi arătat, adică nu pot să mă uit gen la chat logo anterior, adică de mai mult timp. M-am certat, ba, că unul opus nu și ce, așa, am fost obosit că am jucat ca disperatul, gen. M-am uitat, pe, uitat la lecții de viață toată noaptea, cam am avut și eu o spot la țară, adică, net, mă rog, Wi-Fi, mi-am făcut tableta Wi-Fi și am pus-o pe un tablou care e mai înalt. Am bunici în cameră și prindea net super bine, știi? Și m-am uitat o noapte la lecții de viață. În loc să joc s-am să, să fac și o oră, că poate intru și într-o facțiune dacă e. Nu, eu am stat și m-am uitat la lecții de viață. Mă rog, am 8 ore. Când am plecat aveam 2-3 ore. Deci e ok, am jucat ceva ore în astea 5 zile care am lipsit. Dar e ok, mă rog, nu contează. Um, hai să băgăm un pic sprint, sprint, pentru că o să ajungem la anul dacă e. Da, bai doi, am și 3 puncte premium. Ah, nu te băga bine, au, au, au. Da am și 3 puncte premium din, câștigate din quest. Cred că știi și voi chestia. De fapt, nu știu dacă am pus episod că am câștigat, dar mă rog. Sunt foarte puține, deci n-am ce face cu ele mai pe scurt. Deci, I don't fucking care. Stați un pic. <coughs> o secundă. Da și cu pe să-l găsesc. Așa, gata, l-am găsit. Tău și dragostea din tei. Mi-am M-am luat un pic mai sus. Pentru că suflul un microfon și nu e bine. Sper să mă aud bine, mă rog. Nu contează. Adică de fapt contează, dar zic sper să mă mai bine, nu? Unde tunezi mașini? Oho! Bă, chiar sunt tunezi o mașină asta. Dar nu știu, sper să nu fie gen foarte scump pe tunajele, ca pe bizon de fel. Faci 16.000 de dolari în... <hă> să zicem. Adică faci 16.000 de dolari cam în... Uh, do 20-30 de minute, cred că. Ca poate chiar mai mult, pentru că la gunoi e și, și 2.000, 16.000 pe tură, 10 minute, care chiar într-o oră poți să faci 16.000 de dolari și doar un fucking neon costă 16.000 de dolari. Un NEON. Deci, pana mea. Am câștigat 48.000. Minunat! Skill 4. Deci, chiar sunt foarte mare avantaje când ai skill 4 la Pizza Boy, pentru că faci banii super, super ușor. Adică, bine, trebuie să muncești și ca un retardat să faci skill 4, da? eu l-am făcut. Și chiar o să muncesc la pizza, Boy până fac skill 6 și după mă apuc de alt job. Gen, să refac la toate skill 6, știi? Păi mei, serverul se menține. Totul este ok, deci, da. Păi mei, frate. Uh, dacă mă întrebați de ce acolo în chat apare ora 15.33, ia să am de sync. de Deci în chat apare ora 15.33 și acolo apare 1.33, că filmez la 1.33 de fapt noaptea. Problema este că eu am data la PC... Am data la PC... Uh, 1533 și de-aia, acolo spune data de la PC. Deci, da, prime. Să știți și voi, pentru că poate vă mirați ce n-avea frate noapte în joc și n-am n-are ăsta set. Uh, da. Prime. Uh, bă, acum o să maxez oricum, adica adică că off camera o să fac foarte mult bani, o să stau să fac sketch 6 pizza boy. După aia o să muncesc foarte mult pentru că v-am zis, vreau să-mi vreau să fac și casă la licitații, să fac rost de toate, frate, de toate vreau. Și să fac și ore în același timp, eu duc pe asta, bă, bă. să-mi iau și un skin, by the way, pentru că am skin-ul ăsta default de pârlit. Adică ăsta, mă rog. Na, pui bine. Mamă, da, mi-am amintit de melodia, genul, o ascultam când era mai mic un pic, adică bine, nu ascultam, ascultam la radio. Știu că era pe nu știu ce post era de a melodia dragostea dintei Și era chipul tău și ochii tăi. Mare era hei, mare era hu, uh. mare hei. Chipul tău și dragostea din tăi. dragostea din tăi. Băi, sunt retardați, bă, sau mă, bă. Îți nu suntem. Retarda. Mă rog, da. Ne apropiem foarte repejor de episodul cu numărul 200. și deci cum ar fi fix la episodul 199 să-mi iau 3 strike-uri așa dintr-o dată? 3 Bine, mai trebuie 2 pentru că am deja un strike by 2. Am Mi-a dat ăla la care am făcut rău să strike pentru că am arătat videoclipul. Și da, am arătat videoclipul și mi-a dat un strike. Și nu sunt prea bucuros că am strike Cu ăla, dar oricum într-o lună expiră să o mai un chiar Adică mulți îmi făceau hate pe motivul ăla că i-am dat schem la X pe Gamer și îmi ziceau hai să-i dăm toți report să închidem canalul lui Brawler, ca adică, frate. Eu mă înțeleg deocamdată chiar foarte bine cu bine, acum nu știu dacă mă înțeleg, adică am vorbit cu el pe Facebook, am vorbit cu el pe Discord, am, am pe Steam, la prieteni. Acum nu știu cât o să țină chestia asta pentru că până la urmă el a venit pur și simplu și a zis de chestia, adică și el se miră în pula mea, că în vedere tadați ăștia ca unii dintre voi, ca unii dintre hateri mă refer, nu unii dintre voi, adică unii dintre fani, ca unii dintre hateri care pur și simplu vin și îmi zic că sunt schemer. După un an după ce a postat videoclipul ăla. Și pur și el se miră, dacă vezi, vă arăt conversația. Adică bine, nu se vă arăt toată conversația, se vă arăt doar ce a zis. să Și ziceți... o să dau și diferit să nu ziceți că e fake, pentru că... Și el se miră în puie o câteodată de bunii pro... Ia uite-și pe ăsta mâncața, aș gura. Ia uite-și pe ăla, doamne, în aș gura, așa. O mașină ieftină, îți recomand mașina sa, de prinde 150 și 103 caca. să mortu mor că am fost așa de prost, am dat 5, 4 caca. Mă, Ma, m-am dat 4 caca pe aia și puteam să-mi iau Sedler. Wow, minunat, mă rog. Mă rog. Bagă sprint, bagă sprint, bagă sprint. Mă, 174, 184. 100... Mama, am prins Am prins 184 cu motorul ăsta, ești nebun. Bă, poate mi iau bani pentru speed hack, pe prost. Hai să văd dacă l-am dezactivat. Glumeam, mă, ce aveți. Mama, mi s-a părut că scrie acolo pe OBS Start Recording, adică că trebuie să-ți dau start la filmare și m-am speriat că până acum n-am filmat, ești nebun. What the fuck? Am căcat pe mine instant. Da, ok. Și cum poți face bani ușor? Poți să-ți încerci norocul la barbuț. E deștept și el. Puteți zice că trebuie să muncească ca să vedem câți mai mulți playerii care i munăcesc. Nu, pui mie. Uh, bă, au, 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 au. Ce-am pățit, ce-am pățit, ce-am pățit. De ce m-am bușit de fix de stâlpul ăsta? Uite și pe ăsta la au Bă, să-ți iau și o la așa, să, aparat, să arate frumos, zic și eu. Bam, am luat oul. De ce? What? Gata, l-am luat. Quest update unul din 100 objects found. Bine, măi. Bă, ține până mâine. Adică bine, până mâine. Ține... Ăla, ține Questul, deci n-are rău să mă apuc acum de el Pentru că oricum nu câștig nimica Wow, adică pentru bani aș face mai mult Pentru că acum v-am zis Sunt obsedat de bani În momentan, da, mai, zis, mai bine muncesc la pizza băi Și fac și skill decât să muncesc acolo Știi, păi nu merită, pur și simplu nu merită Uite și hai să muncesc să luăm Yay, ulițe, uliții... Bă, da, și ăștia, frate, fundatorii serios S-au gândit să-l pună, frate, adică să-l pun așa în mijlocul Adică, de ce? Unit 80 de secunde. E? Da, te trec, nu mai fac niciun quest. Și cu 80 de secunde, păi stai așa 3 ore ca pe puțin. Uite, pus și un nou aici, dita mai oul. Și aici trebuie să fie, a, asta nu eu, e o minge de, a, wow. O minge de fotbal american. Adică de, nu de wrestling, doamne ce prostos de... Ah, nu vine acum sportul ăla. nu vine, nu vine nume. De rugby, mă. Doamne, bă, 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 Rugby, da. Rugby. E o minge de ruibii. Pui mi frate, am crezut că eu nu. Asta e, se mai întâmplă. Sorcerea Eu mai mult eu, o mașină pentru vitez. Adică dacă iei un Infernus, îl iei pentru vitez. Nu pentru că arată frumos. Până la urmă, dacă ar exista o mașină de două ori mai ieftină decât Infernus, dar de să arate ca... Uite, ca aia din față, ca aia cred că e bravura. Da, e bravura. Dacă ar arata ca mașina din față și ar prinde 197 la oră, aș lua mă piș pe ar, mă interesează cum arată. Ce jumătate, să fie o sferă din preț așa. Aș lua pentru că, până la urmă, pe mine mă interesează viteza. Adică, când dai o rob, nu te interesează cât de frumoasă e mașina. Pentru că, în felul până la urmă, e o mașină foarte nasoală, adică, când vine vorba de rezistență, e 47.000, de vedeți, sunt bogat. Na, da, până la urmă, e foarte nasoală asta, este și home, dacă tot suntem un SF și mergem mai la mașina noastră, la minunăția noastră de mașină. Da, de mai nu... Aia, mă bușesc. Bă, frate, n-am văzut așa ceva în viața mea, mă. Băi, frate, așa ceva, băi. Așa ceva, băi. Na, că Apare pe data de 25 aprilie, Outlets 2 și fiți siguri că o să filmez autoles 2. Când o să apară versiunea cracată? Glumeam, nu, nu. O să-l cumpăr, chiar o să-l cumpăr, pentru că e un joc super smacher. Adică bine, depinde și deci cât o să coste, dacă costă 60 de euro pula al cumpără. Eu îl crachez recu, nu dau 2 milioane pe un fucking joc single player. Doar ca să-l joc prim. În niciun caz. Mă pișper, așa versiunea cracată. Nu vă supărați. Aș ce versiunea cracată. Și nu o să mă uit. Vă, promit că nu o să mă uit la niciun măcar un episod cu altul de zi. Nu o să mă Nici nu o să fiu curios. Pentru că vreau eu să descoper jocul chiar nu o să fiu curios, pentru că dacă mă uit cer o să mai are să joc jocul, eu nu? Adică nu o să mai mai sperii, nu o să fiu nimic, o să fiu ceva de genul, ah, aici vine ceva. Ah, păi, mai mai de ceva de genul o să fiu, I don't care. Nu o să voi la nici măcar un episod cu Outlast 2. What the fuck, m-am sărit, ești nebun. Ok, să -i bun. Ia uite-l, mă. Cum se numește? Perenial ăsta, nu? Nu Perenial, doamne, Hermes. What the fuck, ce nume -i ciudat Hermes. O să mai cumpăr un punct de asigurare. Bai sunt mai ori poate avea 5. A, ah, 1. A, ok, nice. Uh, bă, așa ca design arată nu super jmaker, dar ca viteză 149 la ora e super jmaker pentru banii ăștia, pentru 4 caca cât am dat pe ea. Vă rog, să unde este obiectul, nu, nu putem face acest lucru. A, ah, level 1, minunat, frate, minunat, ești deștept și tu, frate. Cum n-ai să-i ajute să câștigi bani, adică asta e abuz, abuz. Adică remove, adică, adică nimeni n-ar face chestia asta în viața lui vreodată ca să-și pierde funcția, you know? Nu mă rog. Bă, sunt foarte obosit, scuzați-mă că vorbesc așa, dar sunt foarte obosit. Vorbesc așa, zici că sunt, de la un... Ai de pula mea. Ah, da. Sunt foarte obosit că mai de-a mea acum am venit, adică bine, am venit acum vreo două ore, dar nu contează, am venit de la bunici, am fost prin Târgu Jiu, am fost prin pui mei, aveți pe Facebook-ul meu, căutați-mă așa pe Facebook, Raul Alexandru, și găsiți acolo pozele. Am fost în Târgu Jiu, am fost peste tot, am fost vreo 500 de kilometri, nu mai prezist, și am stat tot, tot drumul și am ascultat numai muzică, numai, numai, mai, nu mai... Mă rog, foarte oboasit, deci sper că v-a plăcut acest episod. By the way, m-am apucat de slăbit, by the way. Am 78 de kg sau ceva de genul. Mă rog, m-am apucat de slăbit, doar ca să știți. Uh, Băi, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe, nu ezitați... Doamne, era să zic de două ori. Ok, mă rog. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe, adică și like să dați. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!